Mă numesc Ioan Mătie, sunt de profesie inginer agronom din localitatea Mireșul Mare, județul Maramureș. Și am o fermă împreună cu fiul meu, care este tot inginer agronom. De fapt, a preluat ferma mea pentru că eu mă ocup și de altceva. Vreau să vă întrebăm dacă în anul 2016 ați administrat culturi de floarea soarelui, porumb sau rapiță și în ce suprafețe? Da, am avut în jur de 40 de hectare de cultură de floarea soarelui și în jur de 70 de hectare de porumb. Ați avut probleme cu dăunătorii combătuți prin tratarea semințelor cu substanțele neonicotinoide? Am avut probleme și problemele au fost și vor fi în permanență. Însă, în acest an nu am folosit aceste substanțe și datorită faptului că am folosit un plan de asolament. Întrebarea era dacă dumneavoastră personal folosiți rotația culturilor sau alte metode? Da, așa cum v-am spus mai devreme, planurile de asolament făcute corespunzător rezolvă această problemă.